O instinto selvagem que invade, a sensação de perigo nos define. Fica um frio na barriga, tudo isso me lembra a cena de um filme. O instinto selvagem que invade, a sensação de perigo nos define. Saudați, prieteni, bine găsit într-un nou clip. Cu voi aici este ISZ Verity Damon Fanboy Uru și în acest clip am să facem prezentarea cum a ieșit de fapt proiectul meu. Scuzați dezordinea că aici se apără și bateria mea externă, că eu folosesc la tabletă, că nu ține bateria la tabletă și eu filmez cu TV-ul, deci na. Bun. Deci haideți să vă arăt cum a ieșit și ce am reușit să facă de aia. Am reușit să pun silicon aici, după cum se poate vedea, făcând forma farbilor, după cum se vede. Deci a ieșit foarte bine, părerea mea personală. N-am ce să comentez, deci a ieșit super tare. Așa, uitați, a ieșit super, na, ce să mai... Super, super, foarte fain. Deci, după cum se poate observa, astea sunt farbe, care am făcut din silicon. Bun, să pun pauză, să avem și pe cealaltă parte, unde... Este la stopul lipsă, unde ce-am mai făcut. După cum se poate observa, am reușit să fac o ojă albă și o ojă roșie, să arate ca stopul ăsta. Și, sincer să fiu, a ieșit foarte bine, părerea mea personală. Mie îmi place mult cum a ieșit, chiar dacă nu s-a mai dus pe lângă puțin oja, dar eu zic că a ieșit foarte bine. Ce-mi place foarte mult cum arată. Și arată exact asta, acesta. Super fain. De e că trebuie să ai și o precizie. Și asta e tot secretul. Nu știu ce telefonul meu vede acum ciudățenii. Stați-mă un pic. În realitate asta nu e rosă. Stați liniștiți. Știu, telefonul ăsta vede ciudat. Adică te vede ciudat, de la când mărești așa vezi mai multe chestii interesante ca noi putem vedea. Deci da, uitați și voi cum arată, deci a ieșit foarte bine părerea mea și stopul. No, nu prea m-am de făcut absolut nimic la ea, am reușit să pun la punct și pasta. Ce aș mai avea de făcut ar fi să spăr într-o zi interviorul, că uitați ce mizerabil e, interviorul e plin de praf. E maro, e... Na. Vedeți și voi. Este într-o stare dezastroasă interviorul de motor. Și asta însemna să spăl cu perița de linș și să dau inclusiv volanul și tot jos. Nu va fi prea ușor. Uite acolo. Nu prea sala. Scuzați-mă puțin. Așa. Nu prea arată... Ambreiaj, activația frână, ceea ce nu pricep de ce. În fine, asta e schimbător de viteză, navigația, volanul și... L-am făcut prezentare deja, asta nu mai vreau să insist. Așa, doar vreau să vă arăt cea mai lucrare la ea. Cam reușit să o fac. Și stopul lipsă nu mai e lipsă. Și are și farul. Acum. Na. Asta este, dar... ce am făcut la ea, sper că vă place și vouă, mie îmi place foarte mult cum a ieșit și nu uitați să apăsați doar butonul ăla și să lăsați comentarii frumoase și respectoase. Vă doresc multă sănătate, cele bune și ne vedem la următorul clip. Bye!